A început numărătoarea inversă pentru cei care vor susține examenul de bacalaureat anul acesta. Au fost publicate datele examenelor și ale simulărilor, iar elevii se pot bucura că pentru simulare nu vor avea de învățat absolut tot din programă. Alexandra Popescu a urmărit cine dă mai multe detalii. Alexandra, bună ziua! Când vor fi susținute examenele? Bun găsit, Livia! Simulările vor avea loc la începutul lunii martie, așadar elevii vor avea la dispoziție puțin timp pentru a se pregăti. Așadar, pe data de 28 martie va începe simularea la limba și literatura română. Pe 29 martie va fi simularea la matematică sau istorie, iar pe 30 martie la o proba la alegere. De asemenea, rezultatele vor fi afișate pe data de 14 aprilie, deci atunci vor afla elevii dacă sunt cu adevărat pregătiți pentru examenul din vară. De asemenea, o veste bună este aceea că aceștia nu vor trebui să învețe tot din programă pentru simulări, însă doar în acest caz, pentru că pentru examenul de bacalaureat vor trebui să treacă prin toată materia. Așadar, la matematică, istorie sau filosofie au fost scoase câteva capitole din programa pentru simulare. De asemenea, pe 23 mai va începe înscrierea candidaților pentru examenul de bacalaureat. Pe 6 iunie aceștia vor începe să susțină competențele la limba și literatura română, competențele digitale sau competențele într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise vor începe mai devreme în acest an, și anume pe 20 iunie la limba și literatura română. De asemenea, pe data de 21 iunie va fi proba scrisă pentru proba care va fi obligatorie, iar pe 22 iunie la proba la alegere. Pe 27 iunie, elevii vor afla și dacă au promovat sau nu examenul de maturitate.